Într-o singură zi, doi bărbați au fost depistați de oamenii legii băuți la volan pe drumurile țării Făgărașului. Ieri, în jurul orei 16.40, agenții din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 54 de ani care conducea un autovehicul pe Bulevardul Unirii din Municipiul Făgăraș în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 1, 31 mg pe litru alcool pur. Prin urmare, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcolemiei. Tot ieri, în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Voila au oprit în trafic pentru control un bărbat în vârstă de 43 de ani care conducea un autovehicul pe raza localității Lisa din județul Brașov. La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,61 mg pe litru alcool pur. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcolemiei. Cu ocazia verificărilor efectuate în baza de date a poliției române, a documentelor personale și ale autovehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cele două cauze s-au întocmit dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dosare documentate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.